Venirăm la Craiova să vedem noul Ford Puma facelift 2024. Și da, este facelift pentru că mașina nu era una veche, n-avea de ce să fie schimbată generația cu totul, însă cei de la Ford au ascultat de către clienți și faceliftul acesta este orientat în jurul clienților și o să vă explic ce înseamnă acest lucru în clipul ce urmează. Ce e important de știut acum, prețurile vor fi comunicate în aprilie, livrările către clienți vor începe după data de 15 mai. Tot așa, comenzi puteți să faceți după ce se afișează prețurile, adică undeva în al doilea trimestru, începând cu luna aprilie. Deci, noul Ford Puma facelift, cea mai vândută mașină din Marea Britanie, cel mai vândut Ford din Europa, se face aici, la Alma Mater, la Craiova, mașini cu Luci Popa. Începe! De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. Hai să vorbim un pic despre schimbările estetice. Nu sunt multe pentru că Puma nu avea nevoie. Designul a fost foarte apreciat de către clienți și atunci nu aveau ce să schimbe. Grila este nouă, este schimbată, chiar dacă nu se vede asta prea mult pe cameră. Dar ce vedem aici? Noua emblemă albă Ford și, ia uitați aici, ceva ce Fordul Puma nu avea înainte, cameră frontală. Acum avem sistem de camere 360 de grade, opțional pe toate echipările, mai puțin pe ST, care este acolo. Ce mai este nou pe Puma? Înainte aveam faruri LED cu halogen și faruri full LED. Acum avem două tipuri de faruri noi nouțe. Orice Ford Puma nou nouț vine acum cu full LED. LED. Și recunoști după semnătura asta luminoasă în forma literei C și ghearele de Puma, de felină. Ah! Și mai scrie și aici Ford LED. Ei bine, astea sunt farurile opționale Matrix LED. Se vede. Fază scurtă LED, fază lungă LED, lumină de cornering LED. Sunt curios dacă lumina de cornering merge când mașina este parcată. Merge? Merge, tăticule. Acestea vor fi opționale pe toate echipările, mai puțin din nou pe ST, care este aici. Cum vi se par? No, nu mai semnalizează. Ce păcat. Scrie și Ford LED în ele. Dacă este să mă întrebați pe mine, cred că poți să faci un retrofit de Matrix LED la Puma vechi. Cred, nu sunt sigur. Nu cred că forma farului s-a schimbat deloc. Și da, asta e tradiția nouă acum cu emblema Ford în grilă, cum am văzut la Fiesta facelift, la Kuga facelift, acum la Puma facelift, în general la toate modelele facelift. Dacă s-a schimbat ceva pe partea de suspensie, antifonare, motor, vom vedea la proba de condus. Însă, aici, din punct de vedere estetic, avem jante nou-nouțe. Înainte aveam jante de la 16 la 19, acum avem de la 17 la 19. Designul este cu totul reinventat. Ce faci cu 365 de prezervative? Le topești, faci o anvelopă din ele și îl numești Goodyear. Acestea sunt anvelopele pe jantele de 19 inch pe echiparea ST-Line. Dacă este să mergem la full-blown ST, avem tot 19, dar sunt Continental Sport Contact 7 Extra Load. Extra load-urile în general sunt pentru mașini mai grele, dar aici presupun că sunt pentru forțe în viraj mai susținute. Avem 6 culori pe noul Ford Puma, alb, gri, negru, roșu, albastru și noua culoare care se va găsi exclusiv pe facelift, cactus grey. Uite, pe parbriz avem o Puma și nu trebuie să uităm că acum Puma concurează în campionatul mondial de raliuri pentru Ford. Oglinda are ceva diferit. Ia uite, în primul rând avem lumina de curtoazie, asta nu e ceva nou, dar avem camera 360 de grade aici pe lateral. Același keyless entry, cheile arată la fel. Aceasta este echiparea ST-Line un pic mai sportivă și eleronul ăsta care urcă așa un pic în sus, vezi? Tot așa inspirat din motorsport, din raliuri. Ce vedeți aici?
Uite, Easy Fuel-ul. Easy Fuel-ul care este o tradiție Ford, să nu mai trebuiască să deschizi bușonul, însă pentru că mașina asta când a apărut a fost disponibilă foarte puțin timp și cu motorizare diesel, au păstrat matrița de la componenta asta pentru AdBlue. Deși acum pe Ford Puma nu mai există nici o motorizare diesel, au păstrat matrița asta. Frânele. Pe această versiune avem tamburi, pe versiunea ST avem discuri. În rest, nu văd ceva schimbat. O să analizăm mașina mai mult când o să mergem să o și conducem undeva prin primăvară. Din spate, nu pot să spun că s-au schimbat multe, însă ce avem? Ce vedem aici? Nu este nicio țeavă. Dacă vedeți o Puma cu țevi pe spate, este clar ST. ST Line-ul nu are țevi, dar observăm scrisul cu negru pe ST Line și, ia uite aici, noua siglă cu alb. Așa recunoști o Puma albă. O Puma albă? O Puma facelift, da? Dacă nu știi dacă e facelift sau nu, din spate așa o recunoști, așa îți dai seama. Observăm spatele cu două țevi, ia fiți atent aici. Și aici pe stânga ar trebui să fie supapa, da, evacuării, pentru că are evacuare cu supapă pe care o poți activa în modul sport sau race. Și ia fiți atent aici, unele modele de Puma, ceea ce nu se întâmplă la multe mașini din clasa asta, au haion acționabil electric. Evident, nu vine pe toate versiunile, doar pe acelea care sunt mai spațioase. Portbagajul în sine nu s-a schimbat prea mult. Cârlig, cârlig, priză de 12 volți. Apropo, mașina asta are 3 prize de 12 volți. Sau 2, poate greșesc eu, dar le număr. Eu am văzut 3. Și nu s-a schimbat nimic la portbagaj, însă dacă dăm podeaua falsă jos, ce observăm? Mega box-ul este acum mai mare, mai încăpător, mai spațios. Ce înseamnă mega box? Înseamnă că dacă vii cu gheață sau cu mizerie sau cu ceva care se va topi, desfaci de aici și ai o gură de scurgere. Cu schiuri, cu clăpari, cu bocanci murdari, poți să speli totul cu furtunul. Acesta este mega box-ul, denumit intern de către Ford Gigaboxul. Acesta este unul din motivele pentru care Ford Puma s-a vândut atât de bine. Copertina asta, podeaua falsă, o poți plia așa și dacă vrei să rabatezi bancheta, cum zicea Andreea Marin, surprize, surprize, ai podea aproape plană, adică nu ai treaptă. Poți să rabatezi ambele banchete și să ai o podea super plană pentru a pune obiecte voluminoase. Gama Puma este simplificată acum, pentru că avem mild hybrid, EcoBoost, 1 litru, 125 de cai manuală sau dublu ambreiaj 7 rapoarte, cutie făcută de ghetragă, aceeași pe care o găsim pe BMW-uri, Mini-uri și Renault-uri. Apoi, versiunea superioară cu 155 de cai putere, doar automată, doar dublu ambreiaj și versiunea ST nu mai are cutie manuală și nici motorul de 1.5, are 1.0 EcoBoost, mild hybrid, 170 de cai putere cu boost, aici o funcție de boost și din nou transmisia automată cu dublu ambreiaj. Deci dacă vrei manuală, trebuie să alegi versiunea de 125 de cai putere și pentru că este făcută în România, la Craiova, pe lângă faptul că scrie Craiova Engine Plant pe motor, avem și baterie Rombat, tăticule. Mașină făcută în România cu baterie românească. Gama a fost simplificată la Ford Puma. Ce înseamnă asta? Este simplu. Cei de la Ford au văzut care versiuni s-au vândut mai bine și pe acestea l-au îmbunătățit și le-au configurat astfel încât să fie pe placul clienților. Astfel avem Titanium, ST-Line, ST-Line X și ST. Atât. Astea sunt toate versiunile. Nu mai avem Titanium X, nu mai avem ST-Line liniale, nu mai avem alte dotări. Alt lucru pe care trebuie să-l știți, mașina vine mai dotată în standard, adică farurile full LED, cotiera cu lisantă, Sync 4 în standard, clima automată în standard, tablou de bord digital în standard, adică vine cu foarte multe dotări standard pe care vechiul Ford Puma nu venea. Cei drept, o să vedem și prețurile. Acum Puma pleacă de la 16.300 de euro cu TVA inclus, au ei o ofertă, să vedem noul Puma cum va fi. Dacă e mai dotat, va fi mai scump? Încă nu știm, dar cred eu că va fi un preț corect pentru dotările pe care le primești. Un inch în plus la jante și așa mai departe. Tot printre dotările standard cu care vine noul Ford Puma acum, avem senzor de ploaie, oglindă electrocromă, apoi geamuri fumurii și cameră de marșalier. Acestea sunt dotări care nu veneau pe Puma pre-facelift. În standard, repet, în standard. Principala mea critică a lui Ford Puma, iar această informație se găsește în toate clipurile în care eu am prezentat Ford Puma, au fost scaunele și cotiera. Ei bine, cei de la Ford, cumva, ori au ascultat de noi, ori de clienți,
Ori au văzut ei că merită să investească în scaune și au schimbat complet scaunele și ergonomia lor. Acum ele sunt și mai ergonomice și mai confortabile și te susțin și mai bine. Ei, și dacă alegi versiunea ST-Line X, aceasta vine în standard cu tapiserie din piele artificială și ceva microfibră cu aceste cusături. Forma scaunelor însă este aceeași pe toate versiunile, mai puțin pe ST, unde regăsim niște scaune foarte sportive. Și înainte erau niște scaune foarte șmechere de la Recaro. O să le arătăm imediat. Dar uitați-vă cât de mișto sunt noile scaune și chiar stai mult, mult mai bine. Dacă nu știi ce versiune să-ți iei, Facelift sau Pre-Facelift, acum la începutul vânzărilor, dacă prinzi un Pre-Facelift pe stoc, sfatul meu, mergi pe noua versiune, pentru că scaunele au suferit o mare îmbunătățire, plus noua cotieră extensibilă, care nu era extensibilă înainte. Dimensiunea nu s-a schimbat foarte tare, ai și o tăviță aici, însă faptul că este extensibilă, eu zic că ajută destul de mult. Asta este versiunea ST, cu scaunele Ford Performance, pe care înainte scria Recaro, dar acum scrie Ford Performance, care și ele sunt niște scaune sport foarte bune, sunt și confortabile, ai și reglaj lombar la ele, inclusiv la pasager. Apropo, la Ford Puma, reglajul pe înălțime la scaunul pasagerului este opțional. Asta ca să țineți minte. Bun, deci scaunele sunt bune, n-am ce să le reproșez. La ST mai avem cusătura ST, avem inscripția ST aici și poți, dacă vrei, opțional, pe orice model, să-ți iei plafon panoramic, o trapă destul de măricică. Ce trebuie să țineți minte dacă ți alegi versiunea asta cu plafon panoramic? Trebuie să mai cedezi câțiva centimetri la spațiul pentru capul pasagerilor din spate. Dacă ți alegi versiunea fără, atunci vei avea mai mult spațiu decât la versiunea asta. Există opțional sau standard pe ST-Line X și pe ST și sistemul de sonorizare B&O cu soundbar. De fapt, nu e neapărat un soundbar, arată ca un soundbar și la machie la fel. Seamănă cu un soundbar, dar nu este soundbar. 10 boxe, se aude bine, l-am pus muzică pe el, recomand, e sunet plin, super bas, mi-a plăcut. Încă un detaliu interesant, acum nu mai avem deschidere. La unele pume puteai să dai de contact să pornești motorul. Acum ai doar buton de start, sync 4 vine în standard, tabloul de bord digital vine în standard, o să le arătăm mai mult sau mai puțin pe scurt, însă ia fiți atenți aici, pentru că s-a lucrat pe scheletul vechiului bord, cumva, poți să bagi cablul pe aici și să nu mai stai cu grija cablului, conectezi telefonul și el nu să-ți mai fâlfâie prin mașină, poți să-l pui undeva pe aici și să stea foarte elegant, astfel încât să nu te deranjeze. Un detaliu foarte interesant, dacă nu vrei, atunci poți să-l pui aici. Mașina vine cu Apple CarPlay, Android Auto, wireless în standard, însă știți părerea mea despre CarPlay wireless sau Android Auto wireless, mult mai bine este să-l ai cu fir. Din mai multe motive, n-am timp să le explic acum, aveți alte clipuri ale mele în care am explicat. Hai să vedem volanul. Volanul nu mai este rotund, este squircle cu două spițe, inclusiv la ST, tot două spițe este. Partea bună este că este subțire, și padelele sunt la îndemână și este super ergonomic. Adică, părerea mea e că mai bun decât volanul trecut. Nici volanul trecut nu era rău, dar asta e mai subțire, volan mai subțire egal mai bine. Știu că unii își pun husă peste, însă părerea mea e că arată bine. Sunt curios dacă găsiți husă pentru squircle-ul ăsta. Oricum, piele perforată la versiunile acestea mai sportive, volan mai subțire, mie îmi place. Ce s-a schimbat? S-au schimbat comenzile pentru lumini și după cum vedem aici obișnuia să fie o manetă, însă aici a rămas matrița numai, pentru că ștergătoarele sunt de la o singură manetă, farul și ștergătoare într-o singură manetă și aici ai liber să faci ce vrei tu. Hai să vedem tabloul de bord, care este digital, ecran de 12,8 inch în standard și este efectiv un ecran de Ford cu aceleași informații pe care le regăsim și la celelalte Forduri, doar că mult mai mare. Și dacă mergem la modurile de rulare, avem așa, normal, și uitați-vă la tabloul de bord, Eco, Sport și Alunecos. Iar dacă, am și arătat că e super wide totul. Deci acestea sunt modurile de rulare, așa se schimbă tabloul de bord. După părerea mea, arată bine, ai foarte multe informații aici. Mă interesează părerea voastră, cum vă plac vouă, tablouri digitale sau ceasuri normale. Hai să vedem Sync 4. Sync 4 l-am mai văzut pe alte mașini, însă la unele Forduri este vertical, la unele este orizontal, cum este focusul, sistemul de infotainment este în principiu același, aici avem și modul 5G, update-uri, over the air, navigația mașinii care și ea
primește update-uri overgear, dar la nevoie mai sunt module care pot primi update-uri overgear, precum modulul de ABS, modulul de ESP, nu doar sistemul de infotainment SYNC 4. Avem pachetul de iarnă, care include parbriz încălzit, volan încălzit și scaune încălzite. Mai avem încă două pachete foarte mari și câteva dotări opționale. Gama s-a simplificat din punctul de vedere al configurării unui Ford. Dotările care chiar contează pentru clienți au fost înglobate în pachete, iar dotări precum farurile, trapa și alte mici dotări din acestea au fost puse separat. Sistemul de sonorizare B&O și așa mai departe. Avem Apple CarPlay? Avem. Trebuie să mergem aici la aplicații ca să le vedem pe toate, dar observăm că SYNC-ul este destul de simplificat. Avem Apple CarPlay, care este împărțit cu navigația, însă, după cum știm, de la alte Forduri, putem să apăsăm pe butonul acesta și să facem Apple CarPlay Ultra Wide. Ford este printre puținele branduri la care poți să modifici mărimea CarPlay-ului. Arată destul de bine, poate să fie wireless, am spus că sistemul de sonorizare se aude bine. Avem aici scurtături pentru camerele 360, cameră. Uite, camerele 360 așa arată, cu ușile deschise, ia să închidem ușile. Rezoluție bună, claritate bună, clar o îmbunătățire față de vechiul Puma, SC off dacă vrei, Ford îl numește SC în loc de SP, sau dezaburire maximă și avem rotiță fizică pentru volum. Ce trebuie să știți, toate modelele 2024 noi, nu doar Fordurile, vin cu avertizor de viteză. Avertizor de viteză, adică dacă te pășești viteza, face bing, bing, bing. Tu poți să dezactivezi chestia asta, dar de fiecare dată când repornești mașina, va trebui să dezactivezi acest lucru. Printre dotările pe care le mai poți lua opțional pe această mașină se numără roata de rezervă, deci dacă vrei roata de rezervă, nu este nicio problemă. Cârlig de remorcare sau anvelope all season. Da, Ford îți vinde, dacă vrei, anvelope all season, să nu mai trebuiască să mai schimbi tu anvelopele dacă stai într-o zonă unde ninge o dată pe an sau ceva de genul. Să nu mai stai cu această grijă. Și un detaliu interesant, dacă ții mașina pe leasing operațional sau pe leasing financiar, nu mai ești obligat de contractul de leasing să treci mașina la anvelope de iarnă dacă ții mașina cu anvelope de vară. Asta e un detaliu așa pe care am vrut eu să-l menționez. Celelalte pachete opționale pe lângă pachetul de iarnă sunt pachet confort și pachet de asistență șofer, adică camere 360 și alte sisteme de asistență. Cam acestea sunt dotările noului Ford Puma. Hai să mergem pe scurt și în spate. Ford a umblat și la bancheta spate și aceasta este un pic redesenată și este ceva mai confortabilă decât înainte. Spațiul evident a rămas la fel. Pentru cine nu știe, Ford Puma are două trape, una panoramică și una nepanoramică în spate. Presupun că nu știați acest lucru sau nu multă lume știa. Avem chiar și lumină în spate. Multe mașini care au trapă în spate nu mai au lumină în spate. Ce-i drept? Avem cârlig, dar simt lipsa unui mâner. Nu avem cotieră în spate, dar avem două USB-uri și o priză de 12V, USB-C-uri. Bravo, Ford, că pui opțiuni de încărcare în spate. Și da, nu avem priză de 12V în față, am mutat-o în spate și mai avem pe cea din portbagaj. În rest, ca spațiu, evident, a rămas același, este aceeași mașină. Acesta este Ford Puma. O să-l conducem undeva prin primăvară. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, de la Craiova. Mergem să ne întâlnim cu prietenii și tovarășii și familia în Craiova. Mașini cu Luci Popa se încheie.